Doamne, ajută! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de Presat Presa, vă spune părintele Eugen Tănesescu, în această zi de vineri, 3 martie anul domnului 2017. O să începem ca de obicei emisiunea de astăzi cu un cuvânt de folos sufletesc. De data aceasta vorbim despre uh, rostul postului și ne întrebăm pentru ce postim. Adică tot acest exercițiu de bunăvoie, de înfrânare, de bunăvoie, de însoțire cu rugăciunea, mai ales că, iată, suntem în prima săptămână în care biserica ne-a invitat la rugăciune la canonul cel mare. Tot acest proces, pentru ce până la urmă? Sfinții părinți spun pentru despătimire. Să scoatem patima din sufletele noastre. Bun, și ce punem în loc? Pentru că, în loc, trebuie să punem ceva. Asta înseamnă că în loc trebuie să fie ce anume ce caracterizează cel mai bine pe om iubirea iubirea este cea care trebuie uh, pusă în locul iubirii pătimașe. Dar ce fel de iubire o iubire care să rodească de aceea Sfinții Părinți au spus uh, fapte lucrătoare uh, sau uh, iubire lucrătoare prin fapte sau fapte lucrate de iubire. Iubirea lucrătoare prin fapte este ceea ce trebuie să ne însoțească pe noi. Astăzi, cuvântul de folos vine de la Sfântul Porfirie Cavso Calivitul, care ne spune în felul următor: orice lucru, copilul meu, trebuie să-și aibă început în iubirea pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, orice ai lucra, trebuie să fie o lucrare a iubirii pentru Dumnezeu. E un vechi proverb, spunem, pentru cine lucrezi ca să ți spun cine ești. Uh, nu, roadele sunt cele care demonstrează calitatea pomului. Hristos vorbește despre faptul că pomul bun nu poate să facă roade rele și nici pomul rău nu poate să facă uh, roade bune. Așa este și omul. Uh, omul cu suflet bun nu poate să rădească rele iar de la cei care fac grele nu te aștepta să găsești, să le găsești un suflet bun. Dacă e să ne gândim la ceea ce ne spune Sfântul Porfirie Cafso Calivitul, iubirea pentru Dumnezeu este începutul la toată lucrarea. De ce? Hristos ne învață foarte clar că orice ce facem, dacă vrem să fie bine, trebuie să respecte o regulă foarte importantă și anume tot ceea ce facem să facem ca pentru Dumnezeu. Ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Adică, ce înseamnă nu ca pentru oameni? Nu că oamenii ar fi ceva rău în sine, ci ca pentru Dumnezeu arată gradul maxim de responsabilizare. Arată gradul maxim de dăruire. Dacă faci ca pentru Dumnezeu, trebuie să fie divin tot ceea ce faci. Nu-i așa? Și atunci este foarte ușor de înțeles acest lucru că dacă iubim pe Dumnezeu, faptele noastre au toate șansele să fie bune, dar dacă nu lucrăm ca pentru Dumnezeu, ci lucrăm ca pentru oameni, adică în chip egoist, pentru că în acest cuvânt ca pentru oameni se cuprinde și a lucra doar pentru tine, că și tu ești om. Și aici vedem o, lucr o lucrare egoistă. Este de fapt nenorocirea maximă ce se poate întâmpla societății noastre. Autodistrugerea de aici vine din egoismul care este practicat la scară largă și care duce la fărmițarea și în final la necrozarea societății. Așa cum în corp când celulele mor, Dau un țesut necrozat, adică un țesut mort, un țesut care nu mai este bun, care uh, pune în pericol uh, chiar zona respectivă, funcționalitatea organului respectiv. Așa este și în societate. O societate care uh, are iubirea moartă, în care celula de bază a societății. Iubirea, că familia este celălalt de baza societății, dar acesta la baza familiei. Iubirea, o să vorbim și de treaba asta, iubirea gerfelnică, nu iubirea de sine, că iubirea egoistă nu poate întemeia o familie. Ei bine, dacă iubirea uh, autentică este înlocuită de iubirea egoistă în societate, societatea necrozează, adică moare. Când moare iubirea în societate, moare însăși societatea. Prin urmare, ceea ce lucrăm trebuie să fie făcut ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni, pentru a avea garanția că este autentic și dăinuiește. Mai departe în emisiune, pentru că am vorbit de familie, vorbim despre revizuirea familiei în Constituție. În sfârșit parlamentarii noștri s-au lămurit în sensul în care uh, și-au dat ei seama cum să procedeze cu acea nedumerire a lor care spunea că nu știu ei care cameră trebuie să înceapă să dezbată propunerea inițiativa legislativă cetățenească de modificare a Constituției în sensul prevederii foarte clare a faptului că. Familia, cum spunea, se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie. Asta, era, asta este modificarea ce ne -o dorim în Constituție. Ei, parlamentarii noștri s-au lămurit și, într-adevăr, și-au dat seama cum trebuie să procedăm. Pentru că a fost aici o șmecherie la mijloc, au venit adversarii, normal că există și adversarii acestei idei și au spus, domnule, inițiativa nu mai poate fi dezbătută pentru că n-a fost depusă în termenul respectiv la nu știu ce camera parlamentului care trebuia sesizată într-un anume timp. Și parlamentarii ieri au dezbătut uh, această problemă. Cine și când se n-am mai avut. Efectiv n-am mai avut. E prima dată în România când avem și noi o inițiativă cetățenească. Da, păi da nu. Ce dacă 3 milioane de români au semnat pentru ceva? Nu domnule, suntem retrograzi neomarxismul cultural lucrează din plin. Dacă era o inițiativă pentru, căsători, pentru legalizarea căsătorilor homosexuale, mamă, nici nu-mi închipui ce era pe presă. Campanie peste campanie, articol peste articol, opinii peste opinii, vociferări. Nu, pentru că e asta și vrem normalitatea prinsă în familie, în Constituție, nu, nu, nu prea. Dar au dezbătut parlamentarii și la ce concluzie au ajuns. În ceea ce privește sesizarea că, vezi, doamne, inițiativa n-ar trebui dezbătută pentru că a expirat nu știu ce termen, Parlamentul României spune, parlamentarul Cupșa Ioan, Parlamentul României trebuia sesizat de către cei ce au avut inițiativa legislativă. Legislația spune că se sesizează parlamentul, nu una sau alta dintre camere. Nu spune nimic legislația. Legislația spune că se sesizează se, se Parlamentul. Parlamentul decide apoi uh, unde dă sesizarea la Camera Deputaților sau la Senat. Asta e treaba Parlamentului, nu mai e treaba cetățenilor. E treaba Parlamentului să stabilească regulamentul interior de funcționare. Treaba cetățenilor era să depună sesizarea la Parlament. Și domnul Cupșa Ioana Sesizat foarte bine. Deci, cetățenii au făcut acest lucru. Au sesizat Parlamentul României, depunând la una dintre camere, respectiv la Senat, această inițiativă legislativă. Nu există astfel nicio culpă din partea celor care au avut această inițiativă legislativă. Pentru că în lipsa vreunei culpe, nu se poate să aplicăm o sancțiune atât de gravă, adică neloarea în calcul, care ar însemna respingerea inițiativei legislative pentru nedepunerea într-un oarecare termen. Termenul a fost întrerupt, domnule președinte al comisiei respective, se adresează Cupșai în când Parlamentul a fost sisizat, indiferent unde s-a depus inițiativa legislativă. Da? Indiferent unde s-a depus. Inițiativa legislativă. Nu contează unde. Nu contează unde. Pur și simplu s-a depus. Și cu asta, basta. E treaba Parlamentului mai departe să spună care dintre camere preia, cum se întâmplă. Cetățenii au avut datoria să formuleze inițiativa legislativă, să strângă semnăturile necesare să se vadă că există voința determinată a poporului ca acest lucru să fie în Constituție și să se sizeze democratic Parlamentul. Fraților, uite, avem 3 milioane de cetățeni cu o idee pe care o vor în Constituție. Voi ce ziceți? facem referendum pe tema asta, că de fapt asta dezbate Parlamentul. Parlamentul nici măcar nu stabilește dacă intră propunerea în Constituție sau nu. Parlamentul dezbate dacă se face referendum. Și apoi poporul decide. De asta e frumoasă, și aici e partea frumoasă a democrației, da? trebuie să vedem partea frumoasă a lucrurilor, că poporul poate decide. Uite, poporul a avut inițiativă. Despre asta este vorba. De-aia mulți și-și să manevreze opiniile poporului, să le butoneze cu tot felul de teorii, de mass media. Uh, evident, nu suntem decât ca în plină epocă evanghelică, când părerile erau pro și contra, când argumentele erau pur duhovnicești, ceea ce este în regulă până la urmă. Războiul duhovnicesc este o chestiune ce ne poate mântui dacă știm să îl folosim. Dar, dar vine și cel rău cu ispita și cu îndoiala semănată știi cu neghina pilda neghinei ca a ieșit semănătorul și a pus grâu și peste noapte a venit vrăjmașul și a aruncat și el sămânță de neghină și la sfârșit când a început să iasă cultura stăpâne stăpâne cineva a semănat neghină în grâu ce vom face. A zis, lasă-le să crească și la sfârșit le separăm. Bun. Unde este îndoiala? Îndoiala este că este această inițiativă, domnule, să dăm și homosexualilor ceva. Dacă tot băgăm familia în Constituție, să dăm și homosexualilor ceva. Și se tot discută de parteneriatul ăsta civil, care, de data asta, discuția e mai amplă, nici măcar nu mai inițiată de Remus Cernea, care nu mai e în Parlament, a fost preluată chiar de către șeful PSD. Liviu Dragnea care la un dat a spus că ar trebui să ne gândim și la alternativa asta. Acum există și alți parlamentari care vin cu ideea asta și încep un joc îndoielnic al argumentelor venind cu o idee uh, gen tertip de concubinaj și anume căsătoria nu-i totuna cu familia. Cum? Da domne. așa zice un parlamentar de-al nostru care vrea să depună tot un amendament la Constituție. Adică ce și-a zis opoziția? domnule, dacă vin ăștia 3 milioane cu familia lor în Constituție, ia să dăm și noi ceva în Constituție să mai băgăm un amendament. Și chiar același amendament vrea să-l modifice. Deci propunerea sună așa, propunerea cetățenilor. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, iar parlamentarul nostru, care despre care parlamentare, vorba despre parlamentarii PNL. Par, na, de D este vorba de un grup parlamentar, a depus un amendament care sună așa. Familia are dreptul la o crutire din partea societății și a statului prin măsuri economice și sociale, inclusiv prin închiderea căsătoriei. Încheierea căsătoriei. Căsătoria este uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie, având la bază egalitatea dintre soți, dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Adică au extins foarte mult uh, amendamentul până la dizolvare, dar de fapt ei asta și vor, să dizolve. Pentru că, vedeți, ei spun că căsătoria este Uniunea Liber Consimțită. Cum sună, cum sună propunerea cetățenilor? Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită. Unde este diferența? Hai să vedem. Dacă nu înțelegeți unde este diferența, este la cuvântul familie, care nu mai e legat de căsătorie. Deci, repet, Cetățenii vor să spună familia se temează pe căsătoria liber consimțită într-un bărbat și o femeie iar peneliștii au zis domnule familia trebuie ocrotită căsătoria este uniunea liber consimțită adică familia nu mai e totuna cu căsătoria. Ia uite ce spune și acum se devoalează inițiativa peneliștilor care spune amendamentul depus ar permite legalizarea parteneriatului civil. Adică, vrea să ni se spună că homosexualii prin parteneriat civil fac familie? Că parteneriatul civil e o familie? Da, bine, a fost la un moment dat o idee tot a unui penelist, eu asta nu înțeleg peneliștii ei între ei, nu se discută. Pentru că la un moment dat unul din peneliști a zis ceva de genul de genul acesta. Stați așa. Gabriela Andronache de la PNL a zis în felul următor. Zice A, nu, nu. Marton Arpa de la UDMR a zis. El a zis foarte bine. Zice Cei care au propus amendamentul consideră că familia nu este o instituție rezultată din căsătorie? Este altceva Asta vrea să zic amendamentul propus la acest articol? Că eu așa am înțeles. Am înțeles că familia e altceva rezultat uh, și nu rezultă din căsătorie. Căsătoria fiind uniune liber consimțită. Uniune consensuală. Asta a ajuns căsătoria. Și în schimb familia rămâne așa. n e tocmai ca să dea posibilitatea uh, ce mai spune penelistul respectiv propunerea inițială ar genera un text constituțional ultraconservator observați termenul și propunerea noastră ar permite și o abordare modernă din perspectiva ultimelor generații de drepturi ale omului adică să se permită și uh, adoptarea unei reglementări în materia parteneriatului civil care să fie și și nu despre asta este vorba. E, vă dați seama, deci căsătoria nu e tot una cu familia. Uite așa se ajunge în chichițe de astea avocățești, să le tot sucești și răsucești, încât ajungi să spui că albul e negru și negru e alb. Și... Dar bine, chestiunea este mai amplă. Hai să o vedem mai larg. Chestiunea e mai amplă și spunem felul următor. Domnule, ce vreți voi ăștia cu bărbatul și femeia? Vreți să spuneți că, de fapt, căsătoria, familia este, este de fapt, numai între în bărbat și femeie. Asta vreți să spuneți? Că nu se pot căsători decât bărbatul și femeia. Bun, și ce fac ei? O familie. Păi nu, dar zice penelistul respectiv că familia are și un înțeles mai larg. Uite, zice, noțiunea de familie are un cumpris mult mai larg din perspectivă juridică. Într-un fel are dreptate, există, s-a introdus șarpel ăsta viclenia asta, familie monoparentală. Dar nu în același sens zice, domnule, e familie. Mama cu copilul singur sunt familie. Dacă lipsește tatăl, sunt o familie. Păi sunt o familie, dar din punct de vedere a ceea ce înțelegem inițial, prin căsătorie în familie, sunt o familie ciuntită. Adică o familie neîntregită. Lipsește tatăl. E numai mama copilul. Asta nu aduce o atingere familiei. E o lipsă naturală. Asta este. Ce să-i faci? Sunt cauze și cauze. Nu discutăm. Dar în înțelesul inițial, când bărbatul și femeia se căsătoresc, nu mai e totuna cu familia monoparentală. Că eu n-am auzit de mamă să se căsătorească copilul ei. Înțelegi? Adică noi vedem familia ca fiind făcută din baza ei, mama și tatăl căsătoriți. Da? Și din dragostea lor rezultă rodul famili dragostei familiale și anume copii. Și atunci, dacă tatăl sau mama dispar și rămân, rămân copiii cu unul din părinți, e tot familie că ei fac parte, au făcut parte și sunt în aceeași familie. Dar o familie în sensul inițial al căsătoriei, că a fost un mamă și un tată. Nu e o familie în sensul că părintele se căsătorește copilul. Așa că jmecheria asta juridică care o introduc ăștia e exact ca viclenia din rai. Știi? A zis Dumnezeu, nu mâncați din pomul ăla că o să muriți. Și vine diavolul și zice, e, chiar a zis că o să muriți? Da, nu domnule, stai că n-ai înțeles. N-a zis că o să muriți. A zis că o să știe că dacă veți mânca, veți fi ca el. O, o șmecherie juridică, adică e altceva, definim altfel conceptul. Despre asta este vorba, adică uh, se încearcă inocularea ideii că familia este altceva decât căsătoria, dar n-are cum, familia e baza căsătoriei, căsătoria generează familia, chiar dacă rămâne copilul copiii chiar dacă rămân cu unul din părinți ei sunt familie monoparentală dar nu schimbă baza începutul prin care ei au ajuns în această situație aia este familia nu putem să concepem să forțăm de fapt de asta s-a și introdus amendamentul ăsta vedeți amendamentul începe exact cu legarea familiei de căsătorie, familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, cu alte cuvinte, numai bărbatul și femeia pot face familie. Bărbat cu bărbat, femeie cu familie, femeie nu-s familie, nu-i căsătorie și cu asta basta. Familia e în centru discuției, stimați peneliști, nu altceva. Și mă bucur că domnul uh, Arpad de la UDMR a sesizat treaba asta că din căsătorie n-a rezultat familie după mintea penilișilor, dar ce rezultă? Ceva așa nedefinit, ceva ceva. Diferențele astea de gândire au dat diferențe de făptuire, iar diferențele de făptuire, cel puțin în plan economic, au dat diferențe între națiuni. E s-a venit cu ideea generoasă a Revoluției franceze, libertate, egalitate, fraternitate, s-au pus bazele Uniunii Europene și să fie bine să fim împreună ca să fim mai puternici pe un principiu vechi biblic, frate ajutat de frate, cetate întărită. Bun. Numai că la ora actuală, în momentul în care Europa, am auzit dimineața la știri un lucru foarte interesant, Europa începe să Uh, practice uh, tendința asta de a standardiza totul, totul să fie standard în Europa, uh, tot să gândim la fel, tot să mâncăm la fel, tot să ne mișcăm la fel, nu prea merge. Sunt oameni și oameni, sunt culturi și culturi. Nu poți să omogenizezi chiar totul, 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 totul. Și atunci au apărut diferențe și dileme și discuții și vedem bine, Europa a ajuns într-un impas. Uh, Domnul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat în Parlamentul European uh, un plan de reformare a Uniunii Europene. Se vorbește foarte mult de vitezele Europei, pentru că unul din scenarii cuprinde o Europa cu mai multe viteze, adică fiecare cu viteza lui, dar în realitate sunt cinci scenarii, da? Sunt 5 scenarii pe care domnul. Uh, Jean-Claude Juncker l-a prezentat uh, Europei. De ce s-a ajuns în această dilemă? Mai mult s-a ajuns din cauza uh, Brexitului. Adică dacă este Uniunea, uh, dacă este Marea Britanie, această Uniune și Marea Britanie e o Uniune, da? E făcută între Anglia, Scoția, nu e, nu e chiar o țară. United Kingdom, vedeți, tot o Uniune. Uh, titulatura reală, noi spunem Marea Britanie sau Anglia. Titulatura uh, europeană a uh, Marii Britanii este United Kingdom, Regatele Unite. E tot un fel de federație acolo. Înțelegeți? E tot un fel de. Bun, și acum Britanicii vor să iasă. A fost ideea asta să iasă, s-a făcut referendum să ieșim din Europa, au ieșitul din Europa aduce niște probleme Europei. Pentru că zguduie economic Europa și atunci Jean-Claude Juncker și normal Comisia Europeană se întreabă ce va fi după Brexit, care este viitorul Europei, mai ales că unii discută că domnule să nu ne mai impună nouă Bruselul tot felul de lucruri, că deja Bruselul din ideea asta liberte, libertate, egalitate, fraternitate a ajuns să ne cam impună niște lucruri, ceea ce nu... E corect, și nu suntem de acord. Bun. Care sunt scenariile pe care e, Juncker le-a propus și care e, va aduce o dezbatere până la sfârșitul anului? Pentru că Juncker a spus că liderii Uniunii Europene vor decide până la sfârșitul anului. Scenariul numărul 1 se continuă actuala direcție, adică cele 27 de state ale Uniunii Europene se vor concentra pe implementarea agendei de reformă în spiritul Comisiei Europene conduse de Jean-Claude Juncker și declarația de la Bratislava. Asta nu duce nicăieri pentru că actuala stare de fapt a dus la această dilemă ce urmează la alte scenarii, deci e clar că dacă avem ideea că așa nu mai putem continua, trebuie să continuăm altfel, scenariul ăsta stă puțin în picioare. Al doilea scenariu, nimic altceva în afara pieței unice. Adică toate cele 27 de state membre transferă treptat accentul pe piața unică. Să fim toți o mare piață, dat fiindcă statele membre nu reușesc să ajungă la poziții comune. Și ce se întâmplă când ești o piață? Că de fapt e cam abstractă treaba asta. Nimic în afara pieței unice. Știți ce înseamnă? Fiecare cum poate. Asta înseamnă Europa cu mai multe viteze. Domnule, este o piață unică. Și fiecare cu puterea pe care o are. Păi, dar și până acum stați așa că noi ne-am integrat ca să ajungem ca voi și până acum ne-am trezit că voi ați venit la noi și faceți bani la noi și noi tot ne uităm la voi cum faceți bani și noi luăm taxele și impostele și rămășițele și tot voi prosperați, la voi crezi cifrele, puterea economică, nu citeam că la noi e criză, băncile au iarăși profit voi profitați, noi ne uităm la voi și după chestia asta veniți și ne spuneți gata, de acum fiecare se descurcă cum poate păi ăsta este uh, uh, acest lucru ar fi demonstrarea faptului că într-adevăr Uniunea Europeană n-a fost decât o mască la adăpostul cărora puternicii planetei au tras tare știi, pe principiul ăla de politică americană facem alianțe, dar noi le conducem noi beneficiem primii de pe urma alianței. Al treilea scenariu, cei care vor mai mult să contribuie mai mult. Și aici se vede și mai bine uh, diferența de viteză. UE 27 continuă ca în prezent, dar va permite statelor membre să aibă acțiuni suplimentare în anumite zone de cooperare, precum apărarea, securitatea internă și dezvoltarea socială. Adică funcție de intenție, una ori mai multe alianțe se pot configura în diferite zone politice. Asta este continuarea scenariului anterior. Piața unică duce la apariția unor alianțe, a unor tendințe dominaționale, alianțe cum ar veni la noi bisericuțe, se spunem în popor, știi? Adică suntem într-o mare întreprindere cum ar veni, dar apar bisericuțele, adică unii cu unii, alții cu alții, știi? Termenul e luat din teologia veche, pentru că biserica e una și sunt Apostol Pavel se sizează primul treaba asta, când vede tendințele de bisericuțe. El spune, chiar sunt Apostol Pavel, spune în Scriptură, că unii zic că sunt al lui Apollo, alții al lui Chifa, alții al lui Hristos, alții al lui Pavel. Păi ce zice? S-a împărțit Pavel? S-a împărțit Chiva? Ch Chifa? De unde atâta uh, împărțire pe grupulețe. Asta vreau să zic, grupulețe de interese. Eu să la Pavel, eu să la Chifa, eu lui... Știi că și la Hristos au venit, dă-ne să fim de -a dreapta și de -a stânga. Și ei alții s-au mâniat. Ucenicii au zis, ce faceți, frate? Păi vreți aici ceva în plus? Deci asta este continuarea scenariului 2 care arată și mai bine diferența de viteză în Europa. Asta este Europa cu mai multe viteze. Fiecare se descurcă cum poate. Scenariul numărul 4. Mai puțin, dar mai eficient, adică UE27 se concentrează pe rezultate mai bune și mai rapide în domenii politice specifice, reducând eforturile unde există percepția că activitățile n-au valoare scontată. Atenția și resursele limitate se concentrează pe anumite zone politice. Adică cum ar veni să-i ajutăm pe cei mai slabi să ajungă la nivelul nostru. E greu de presupus acest scenariu pentru că eu nu văd uh, investitorii venind să ridice România himera asta care ni s-a servit, că dacă vin investitorii vom avea și noi un trai mai bun, nu e, nu e chiar ok, pentru că e doar un efect indirect al, al de taxe și impozite. Dar grosul, bogăția resursei, grosul se duce la investitor care vine și ea. Dar de ce nu împărțim noi resursa asta mai echitabil? Bine, aici au zis unii că sunt comunist. Nu, sunt comunitarist. Pentru că Uniunea Europeană vorbește de comunitate. Păi ori suntem frate egal toți în comunitate, ori unii așa, unii așa. Eu mă mic până cu uh, guvernul României, domn președinte Iohannis, hai că fuserăți în piață cu anticorupția, cu astea. Domnule, nu vă sesizați ce se întâmplă aici în Europa, că vor unii să fie mai egal ca alții, după povestea fabulei. Voiesc egalitate, dar nu pentru căței, știi? Uh? Uh, Voiesc egalitate cu cei mari, nu cu cei mici. Nu vă sesizați despre ce este vorba aici? Și în fine, Scenariu 5: mult mai mult împreună statele membre decid să aloce structurilor comune și mai multe atribuții, resurse și putere decizională, deciziile se iau mai rapid la nivel european și sunt implementate mai rapid. Asta este Statele Unite ale Europei ar veni, versiunea care se discută de ceva vreme, și anume să fim de fapt niște, fede, niște federați, să fim o Europa de tip federativ. Cum, a, cum, este, cum sunt Statele Unite ale Americii? cum este United Kingdom da? Regatul unit al Marii Britanii, Asta este titulatura corectă. Să fim statele unite ale Europei. Adică noi toți ăștia într-un fel, ne federalizăm, dăm și mai multe putere în adivenț central Europei. Da? Concluzia este că până la sfârșitul anului liderii Uniunii Europene vor decide asupra viitoarei direcții a blocului comunitar. Păi, eu nu știu dar până acum au avut direcții Până acum nu am avut decât a face. Pentru că dacă ne uităm în istorie, ce este Europa decât Uniunea Cărbunarilor și Petroliștilor? Până la urmă, bazele Uniunii Europene au fost economice. Să fim puternici economic în fața Americii care explodase economic cu petrolul și cărbunele. Nu? Despre asta este vorba. Deci e bine că în vorbe ne discutăm, dar la fapte să vedem ce o să iasă. Eu zic că ar trebui să se grăbească europenii cu calculele astea, pentru că statistica este foarte dură. Un sondaj realizat afară, în exteriorul României, și prezentat de publicația The Telegraph, spune că până în 2070 islamul va fi cea mai mare religie în lume. Adică, islamul va depăși creștinismul până în 2070, va deveni cea mai răspândită religie în lume. Vor fi mai mulți islamici decât creștini, budiști și așa mai departe. Da? Adică, și Europa are problema asta pentru că, dacă în lume vor fi mai mulți, evident vor fi și în Europa, atunci să vedem noi care vor fi valorile după care Europa se se coordonează. Pentru că altfel, vă repet, lucrurile avansează. Oamenii ăștia fac uh, copii, uh, își aleg religia, își văd de treaba lor. În vreme ce europenii tot discută, tot o învârt uh, uh, foaia pe o parte și pe alta, să vedem că o fi copății uh, și așa mai departe. Uh, timpul vine peste noi, fraților, cam asta vrea să spună știrea asta. La noi în România însă se discută și lucruri chiar de-a dreptul absurde și constat că noi putem fi campioni la discuția despre absurd. Domnul ministru al uh, turismului. da, Domnul ministru al turismului, Mircea Titus Dobre, Constanțean de al nostru. Se referă la proiectul șoselei de coastă, care e vechi, se discută de ceva vreme de șoseaua de coastă la Constanța și nu s-a putut, domnule, nu s-a putut proiectul ăsta, zice domnul ministru, pentru că există nu știu ce pasăre cu gâtul creț, a înțeles el. Mă rog, e o denumire populară, probabil e o, o pasăre creață cu ceva. Problema e și mai complicată pentru că domnul ministru a cerut când a văzut că documentația de mediu interzice proiectul șoselei de coastă pentru că se pune în pericol specia asta de pasăre cu creață, cu gâtul creț, zice domnul ministru. S-a dus domnul ministru la minister, la mediu, care a zis că domnule, puneți în pericol pasărea și a zis, bine domnule, arătați-ne și nouă pasărea asta. Să vedem și noi ce punem noi în pericol cu șoseaua asta surpriză, pasărea nu există. Adică, de unde au scos-o dacă nu există? Sau, o fi un grup de 3-5 păsări pe undeva și zicem domnule, nu putem că le punem în pericol. Bine, domnule, o colim șoseaua. Nu-i problemă. Noi, oamenii, trebuie să protejăm natura. De acord, dacă avem o problemă, facem să fie mai puțin dureros. Dar, în cazul ăsta, domnul ministru a descoperit că nu există și s-au mai dat și bani de către Comisia Europeană pentru proiect. Și nu s-a putut realiza, zice domnul ministru, că a venit uh, cineva de la mediu și a zis, frate, se supără pasărea. Bun, foarte bine, hai să o vedem, hai să, să vedem cu ce putem să o ajutăm, poate putem să o relocăm, poate putem să o colim șoseaua, vedem dacă e legată de locul ăla foarte strict și îi punem în pericol cu șoseaua mediu, dă în mai așa sau nu știu, hai să vedem, hai să întrebăm și pasărea, că așa e democratic, știi? Vine unul și spune, bă frate, nu poți să vii la mine că se sperie găina din curte. Bă, hai să întrebăm și găina, doamnă găină, doamnă pasăre cu gâtul creț, te speri, domnule, că venim cu șoseaua asta de coastă, ai o problemă, cu ce te putem ajuta, adică, știi, hai să discutăm cu pasărea. Să discuți cu pasărea, păsărește, eventual. Că de asta îți vine să îți iei câmpii sau spun unii să-ți iei zborul. Să-ți iei zborul pentru că unii vorbesc pur și simplu păsărește. Dar stați liniștiți. Că nu numai la noi se întâmplă. În Europa sunt și mai răi unii dintre oameni. Ultimul subiect nu are intenția să judece pe domnul care l-a produs, ci să atragă atenția că uneori din dorința de a îți împlini visele tale în viață, idealurile tale sau mă știu eu ce, riști să o iei pe câmpii, adică riști să o iei pe arătură, nu, nu e regulă, știi? Uh, un eurodeputat polonez uh, a afirmat în Parlamentul European uh, că femeile trebuie să câștige mai puțin decât bărbații pentru că sunt mai slabe, mai mici și sunt mai puțin inteligente mai slabe dacă ne referim la puterea fizică? Da! E un dat natural. Nici bărbatul nu naște, nici femeia nu e buldogul casei. E, evident, excepțiile le lăsând deoparte, sunt și femei care pot avea uneori putere peste medie, dar vorbim în general. Femeia e mai slabă din punct de vedere al forței musculare, mă refer, nu, nu al altceva. Nu ne referim la slăbiciunea minții, Doamne ferește. Dar el chiar a zis-o, că pot fi mai puțin inteligente. Dar de ce? Cine a stabilit că bărbatul e mai deștept și femeia e mai puțin deșteaptă? Pe ce se bazează el că zice treaba asta? Desigur, femeile trebuie să câștige mai puțin decât bărbații, pentru că sunt mai slabe, mai mici și sunt mai puțin inteligente. Bine, acum problema e în felul următor. Discursul a venit într-o dezbatere despre uh, susținerea feminismului. Că Și aici e o problemă. Există femei care se vor bărbați. Dar nu este treaba asta cu genul ăsta de discurs. Că nu rezolvi nimic. Nu, nu, vi și, nu vine unul și uh, zice o trăznaie. Da? Vrem femeile să fie ca bărbații. Dacă vrei să combați comunicațional povestea asta, nu vii și spui tași bă că ești prost. Că nu rezolv nimic. Spune ceva mai inteligent. Da? Eu mă gândesc la mama domnului Antonio, Antonio Tajani, Tahani, nu știu cum se spune în poloneză, J. Tajani, Tajani, cred că așa e, Eu sunt cu jgasca, și J. Așa, au așa o, o, limbă pe mulți J și Z. Z și J. J, Z, Z, Așa, cam așa e poloneza, cu mulți Z, și Z, j, -j, -j, -j. Uh, Nu? Cum era? Un burac. Uh, și Nelul Arabela și eram când îi auzeai vorbind, ce ce, ce, au uh, așa un fel de rusă amestecată cu spaniolă, știi? Mă rog, acolo sunt, Polonia, Polonia e lângă Rusia. Cumva, limbile se influențează. Dar nu despre limba polonezilor e vorba, ci despre uh, acest uh, de, eurodeputat polonez, Antonio Tajani, care uh, a reușit să-și umilească până și mama. Eu cred că și-a umili mama și a jignit-o. Pentru că să spui despre femei că sunt mai slabe, mai mici și mai puțin inteligente, înseamnă că și mama ta face parte din categoria asta. Și nu știu mama lui Antonio ce ar fi crezut despre el. Bine, probabil unii se vor gândi că mama lui Antonio e de mult plecată din lumea noastră. Da, dar asta nu înseamnă că nu există. Și asta nu înseamnă că Antonio nu se va întâlni cu mama lui. Și va fi, la un moment dat, Probabil admonestat. Ce zici tu, măi, de mămica ta? Bine, la judecată toți vom fi admonestați. Pentru că domnul uh, europarlamentar are o vârstă de 74 de ani. Dar n-a ieșit la pensie. La noi la 65 de ani se este la pensie. De ce parlamentarii nu ies la pensie? Mă rog, poate că au niște calități. Uh, da, el are 74 de ani. Deci, posibil ca mămica lui să fie deja uh, plecată dintre noi. Problema este că asta nu uh, scade cu nimic faptul că și Antonio Tajani a fost născut de o femeie. Bărâniți că n-a venit cu Barza, ci că a fost născut de o femeie și să spui lucrul ăsta despre femei mi se pare că îți umilește uh, propriul părinte. Da? E o umilire a propriului părinte. Cam atât de emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Cu ajutorul Dumnezeu și al tehnologiei ne auzim și. Uh, săptămâna viitoare la aceeași emisiune de presat presa. Toate cele bune, Doamne ajută!